Tehnica plierii în realizarea unui fluturaș din hârtie. Această activitate vizează competențele specifice 2.4 și 2.6 din programa școlară. Scopul acestei activități este acela de a realiza o decorațiune pentru biroul școlarului mic. Iată care sunt materialele necesare. O bucată de hârtie subțire, o bucată de hârtie cu mată, cu sclipici sau carton, un pățișor de bambus și un lipit solid. Uneltele și instrumentele de lucru necesare sunt următoarele: foarfecă, compas, creion sau marcă și pistol de lipit cu rezervă de silicon. Etapele de lucru sunt următoarele: desenarea cercurilor cu ajutorul compasului, decuparea după contur cu ajutorul foarfecii, plierea, asamblarea prin lipire și expunerea. Decupează cu ajutorul foarfecii cercul conturat și vei obține la final două cerculețe identice. Aceste două cerculețe le vom plia pe rând pentru a obține aripile fluturașului. Apoi, îndoaie cercul pliat la mijloc pentru a obține și a contura forma aripioarei de fluturaș.
Pe o bucată de carton, desenează cu mâna liberă un corp de fluturaș, apoi decupează-l cu foarfeca. Ai obținut astfel un șablon de corp de fluturaș. Cu ajutorul șablonului, desenăm pe hârtia gumată cu sclipici două corpuri de fluturaș. Apoi decupăm cu ajutorul foarfecii cele două contururi. În etapa de asamblare, tipim cele două aripi și cele două corpuri ale fluturașului pe bețișor cu ajutorul pistolului de lipit. Fixăm aripile în puncte de lipire la capătul superior al bețișorului. Apoi fixăm prin lipire cele două corpuri ale fluturașului, ca în imaginea de mai sus. Personalizează fluturașul adăugându-i ochi și gurița. Expune fluturașii pe biroul tău. Îți mulțumesc pentru atenție!